da, se poate discuta aici. Dar pentru agenții economici, el vine cu contractul la mine. Da, putem să-i dăm drumul? Da. Putem să-l aplicăm? Nu. Da, să poată veni. Da, dar în televizia, la aia, dragi colegi, putem să dăm drumul? Da. Putem să-l aplicăm? Sunt două persoane care au, doamna Alice este în concediu medical și domnul Vrăti este la muncă, nu profesor. Doamna, ce zic eu? Programul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.9.2016. Ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 198 din 19.9.2016. Din consultarea condiției de prezență rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local sunt prezenți 11 consilieri, fiind întrunit cu formul prevăzut la articolul 40 litera 1 din legea numărul 215/2001. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 republicată, modificată și completată privind administrația publică locală, așa cum ați luat la cunoștință de invitația trimisă, vă rog și îmi permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 31.08.2016, proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție, modernizare drumuri de interes local în satele Florești, Coceni și Grigorin, Comuna Scoceni, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri de interes local în satele Florești, Coceni și Grigorin, Comuna Scoceni, județul Bacău, în vederea încheierii contractului finanțare prin PNDL. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 anul 2016. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituții publice prețul pentru colectare varianta minimă 0,5 metri cubi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specializare al primarului comunei Scoceni, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru de funcționare a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acționării și alocării sume de 9.000 de lei pentru înzestrarea primării Comunei Scorțeni cu noc servis. 9 întrebări diverse. Mai are cineva dintre dumneavoastră un proiect de hotărâre ca să-l suplimentăm pe ordinea de zi? Nu. Atunci vin eu cu o suplimentare pe ultima sută de metri. Le trebuie prelungirea scrisoarei de garanție, care a dreptării pe unii culturali din Grigorei. Și vreau să aprobați suplimentarea pe ordine de zi și includerea acestui proiect de discuție. Cine este pe ea? Dar cine? Auzi-mă de la discuție. Da. Dau cuvântul domnului președintului biședință. Da, domnilor colegi, după cum domnul primar ne-a expus acele puncte de pe ordinea de zi, începem cu punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2016. Cine este pentru? Dacă se abține cineva. Eu mă abțin pentru că proiectul... Numai puțin. Și dacă este cineva împotrivă. Deci... În primul rând, deci procesul verbal de la ședința precedentă nu face parte niciodată din ordinea de zi. Și am depus câteva întrebări. Domnul secretar, unde este? Deci este în concediu de odihnă. Prezența secretarului la ședință este obligatorie, potrivit legii. Deci dispoziție dată... Avem o dispoziție pentru... Doamna Tănase Nicolina. Pentru doamna Tănase. Avem un număr de dispoziții, domnul primar, prin care ați împuternicit-o? Da. Atunci vă pun dumneavoastră două, trei întrebări. Deci, avem dispoziție. Aveți și aviz de la ANFP? Nu. Dispoziția doar să suplinesc că nu... Pe ce perioadă? Perioada concediului de odihnă. De la data până la data. Da. 3 luni, 2 luni, da. O lună. Da. Deci cât este? 7 zile, nu? Sau cât? 7 zile. Deci aveți și acest aviz, nu? Eu nu am avizul ANFP-ului. Am doar dispoziția primarului, dar... Păi, asta trebuie să știți totdeauna. Da. Când înlocuiți prin împuternicire dată prin dispoziție de primar, să se ceară și această dispoziție de la ANFP. Pentru o perioadă mai lungă. 2. Da. Pentru o perioadă de regulă. 3 luni, 6 luni, dar nu intrăm în detaliu. 2 la mână.
Eu am primit plicul, doamnă, dacă tot ați organizat această ședință, acum 36 de ore. Domnul secretar a organizat ședința. Bun, atunci vă notați pentru dânsul. Da, deci eu am primit plicul cu înștiințare, acum 36 de ore. De ședință. Da, mă scuzați. Dumneavoastră v-ați ocupat un pic de treaba asta. Da, în 22 septembrie l-am dus la oficiu poștal. Da, doamne, eu am... Eu vi-l pot arăta la toată lumea. Am viza de pe 22, de la oficiu poștal Bacău. E normal? Da, 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 cum așa se întâmplă. Da, pentru că... Deci eu vă întreb și pe dumneavoastră, ceilalți consilieri. Pe plicul meu scrie 2209 Bacău. Da, nu are... Și l-am primit... Și l-am primit alaltă ieri, alaltă seară. Mai mult decât atât. Am urnea de zi, în față, da? Care a spus că n-ați făcut dumneavoastră. Nu, nu. Bun. Deci eu, ca un om care pretind că mai știu să citesc, nu am înțeles nimic. Știți de ce? Pentru că nu este nicio anexă vis-a-vis de materialele privite la articolul 39, care să-mi dea o cât de cât de mică informație ce se întâmplă la un anumit proiect de hotărâre. Să nu mai spune că un proiect de hotărâre se inițiază 3 de zile înainte. Trebuie avizul compartimentului de resort. Am văzut că l-aveți. Eu v-am... Da? Dar nu am văzut nici avizul Comisiei de Specialitate. Și acum ați venit cu ele în fața noastră, cu toate proiectele de hotărâre, ca să le discutăm. Da. Dar nu avem avizul comisiilor. Și n-am cum să-l am, pentru că eu acum 36 de ore am aflat de ședință. Nu v-ați ocupat dumneavoastră? Nu. Nu, nu eu m-am. Domnul secretar, deja suntem, domnule primar, în altă situație. Acea care vă raportam eu în scris, acum 2 luni de zile, de neîndeplinirea atribuțiilor funcționare a domnului secretar, în totalitate, pe linia Consiliului Local. Îmi dați voie să vă spun? Spuneți ce vreți. Pentru mine secretar clar. Secretar a încăbuit toată documentația pentru această Doamna, ședință. Nu am dat vina pe dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că nu am nimic iar cu dumneavoastră. Eu am făcut... Din punctul meu de vedere, cine a făcut probleme de secretariat de pregătire a ședinței, nu și-a făcut treaba nici acum, după ce am mai sesizat o dată la ședințele precedente. Cum trebuia. Mai mult decât atât, sunt bucuros că vedem acum pentru prima oară televiziunea la noi și bine ați venit, domnilor, că a început democrația și la scorțe. Am văzut mapa care trebuia făcută din totdeauna în Consiliul Local, dar este incompletă, vă spun eu. Îmi dați voie. Din punctul meu de vedere, ședința nu se poate. Eu am făcut. Vă spun clar, nu e organizat. Da. Pentru că nu avem avizul comisiilor de specialitate la toate proiectele de hotărâre. Ah, putem discuta. La cele care nu trebuie proiecte de hotărâre. Eu am făcut dosarele pentru fiecare consilier. Am făcut copii după documentele întocmite de domnul secretar. Am înțeles. Da? Iar rapoartele de avizare sunt la domnii consilieri. Adică sunt la domnii consilieri, dacă... Rapoartele... Acum? Acum? Da. Lasă-l. Acum? Eu nu pot să semnez fără sitez. Dacă unii dintre dumneavoastră acum nu ați făcut, deci în materialele nu ne-au fost puse la dispoziție, măcar în proces de 20-30%. Dar sunt citesc, văd, nu ai timp. Ăla am citit eu, nu dumneavoastră. Eu am semnat cu comisia care este. Nici nu sunteți în comisia respectivă. Așa că nu comentăm mai mult. Când o să fie în comisia dumneavoastră, o să scrie acolo domnul Zan Firescu, ați semnat metale. Eu am fost comisia juridică, i-am dat drumul la ședință. Este semnat și parafată. Dacă vreți, nu vă convine. Nu nici o chestie. Da, dar vă rog frumos. Vă rog frumos, dacă vreți să începe ședință. Un pic, aveți răbdare, domnule. Să verific. Dacă nu spuneți pe domn ședință, asta nu știu. Cuși, Robi! Păi da. Asta e. Ca în cazul în care nu avem avizele Comisiei de Specialitate de grup, eu trebuie să depun astăzi la ora 12 și să-mi trimit hotărârea de Consiliul Local ca să spun la PNDR la București. Depinde de dumneavoastră cum gestionați problemele comuni. Eu înțeleg și punctul domnului Zan Firescu, vedere, sunt foarte de acord. Sunt foarte de acord. Nu trebuie să ne facem treaba. Dar mă lăsați să vă explic eu. Sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Să gândim în aceeași unitate, vor merge treburile. Domnul Zan Firescu, îmi permiteți să vă... Probleme organizatorice, treaba nu va fi. Îmi permite să vă explic și să vă lămuresc. Dacă vrem să dăm înainte, că avem și proiecte foarte importante pentru comunitate. Îți bat pentru persoane cu handicap, care trebuie să-și ia până la sfârșitul anului. Sunt, e proiectul de asfaltare, că dacă nu le punem de anul ăsta la anul, adios finanțare, avem o grămadă de scrisoare de garanție care se prelungește pentru căminul de la Grigoreni. Suntem în ultimă fază și dacă nu avem scrisoarea de garanție, nu,
și prelungirea, ca să avem timpul real să facem recepții, 99% făcut lucrarea, ca să ne încadrăm în termen, pierdem investiția și ne impută nouă Consiliul Local banii și nu știu pe unde scoatem cam așa în fața comunității. Okay. 7 miliarde și ceva. Gândiți-vă bine ce faceți. Din punctul meu de vedere, eu pot să o amână o săptămână, suspend ședința, dar este în interesul comunității. Rămâne la latitudinea dumneavoastră cum vreți să abordăm această problemă. Eu vă las 2 minute deliberat și ca să continuăm ședința sau... Ați venit pe interesul comunității. Dar chiar pe interesul comunității. Dar interesul comunității, pregătirea unei ședințe și... Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Consilierilor nu este în interesul comunității. Domnul secretar, dacă se constate că nu și-a făcut treaba, se vor face și acum. Toate condițiile. Avem avizul comisiei de specialitate. La revedere. Domnul, ca președinte al ședinței vin cu o singură propunere. Suspendăm ședința sau mergem mai departe? Dacă nu, haideți, nu vorbim toți odată. Deci eu, ca și președinte, astăzi vă rog frumos să mă ascultați și să vorbim, să înțelegem tot ceea ce vrem să spunem. Deci domnul Zanfirescu a venit cu întrebarea dacă are doamna dispoziție, răspunsul a fost da. Domnul primar spune în felul următor, dacă gândiți că nu este statutar din punct de vedere că nu sunt puse la punct și virgulă documentațiile, domnule primar, dumneavoastră puteți suspenda ședința, dați o altă dată și se va rezolva problema. Îl chemați, vedeți despre ce este vorba cu domnul secretar, îl aduceți la ordin aici. Dacă noi ne punem acum și nu înțelegem lucrul, că de fapt tot noi o rezolvăm treaba asta, dar cum spune domnul primar, că avem acea scrisoare de garanție unde primăria, unitatea administrativă Scorțeni, pierde vreo 8 miliarde, atunci gândiți-vă, oameni buni, venim doar să ne batem cu ei în talpă ca infanteristul, dar în rest să ducem mai departe proiectele care sunt, văd că nu dorim. Deci aveți dumneavoastră, deci colegii consilieri să spună, dăm drumul ședinței mai departe. Domnul secretar, data viitoare, să vedem cum facem, îl aducem noi de acasă, să vină aici, dacă nu, domnule primar, suspendați ședința, că nu este plăcut, ca și primă ședință, să ajungem, să ne facem, să nu vorbesc alte chestii, da? Vă rog frumos, deci în calitate de președinte, eu vă cer dumneavoastră, supuneți spre aprobare această ordine de zi, dacă sunt de acord, da, de nu, nu, vă rog frumos, atunci suspendați ședința, dăm altă dată, iar domnul secretar, domnule, dacă nu se poate lucrul ăsta, trecem pe la fiecare, avem adresă și le lăsăm documentațiile. Da? Vă rog frumos, nu facem dintr-o ședință, stăm la colțul gardului și unul spune da și celălalt nu. Vă rog frumos, cine este de acord să continuăm ședința. Împotrivă? Domnul Franciu. Da, trei. Păi, suntem statutari. Trecem la... I-am spus, aprobarea procesului verbal, da, a ședinței ordinare. Da, s-o abținut, da. La punctul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local în satele Floresc, Scorțeni și Vigoreni, din Comuna Scorțeni, județul Bacău, inițiator domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Domnule primar, vă rog frumos să dați citire proiectul de hotărâre. Dacă aveți avizul comisiei. Nu comisie. O trebuie să fie folosit. Dați-mi, vă rog, domnul comisie. Dosarele cu avizele. Cu avizele. Care sunt avizate și care nu? Poți să amenzi și acum, dacă nu e o problemă. Ca să nu blocăm. Toate sunt avizele. E comisie. Vedeți că sunt două dosare. Da, da, da. Puteți să dăm dat, pe comisie, ca să dăm drum. Da, 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 da. Ăsta-i cum? Trebuie tot. Nu? Comisia jurească. Vedeți că mai este unul ăsta. Trebuie să mai fie... Da, da. Scuze, scuze, scuze. Da, da. Cu finanțări, da, da. Da, este raport. Deci continuăm cu drumul că este raport. Da, da. Da, da. Colegii hotărâri, citești eu, da? Da, sigur, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție, modernizare drumuri de interes local în satele Floresc, Scorțeni și Grigoreni, Comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea încheierii contractului de finanțare prin PNDL. Primarul Comunului Scorțeni, având în vedere expunerea de motive numărul 3143 din 20 ianuarie 2016, a primarului Comunului Scorțeni, raportul de specialitate numărul 3142 din 20 ianuarie
2016 al compartimentului de specialitate din aparatul primarului, prevederile articolului 44 litera 1 legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, HCL numărul 9 din 032/02/2016 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2016 al Consiliului Local Comunei Scoțeni Bietul Bacău, legea numărul 52/2003 privind transparența legislativă în administrația publică cu modificări și completările ulterioare și stabilirea noii cote de TVA de 20% începând cu 1-1-2016 conform legii numărul 227/2015 privind codul fiscal, articolul 7 aliat 1 litera din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL, articolul 5 litera I, articolul 6 aliniatul 4 și articolul 8 aliniatul 3 din normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL aprobate prin ordinul MDRAP din numărul 1151 din 3/2/2013. Prevederile articolului 47 și articolul 117 din litera din legea numărul 215/2001 administrației publice locale local republicată și actualizată, în baza dispozițiilor articolului 10, articolul 36 alineatul 2, litera B și alineatul 4 litera D și articolul 45 alineatul 2 și 6 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată. Propune aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții modernizare drumului de interes local în satele Florești, Scoțeni și Grigoreni, Comuna Scoțeni, Județul Bacău, în vederea încheierii contractului de finanțare prin PNDL cu suma de 545.589,5 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL, cum sunt cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studii de fezabilitate, expertize tehnice și sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avizii, acorduri autorizații, organizarea procedurilor de achiziții publice, active necorporale, cheltuieli, conexii, organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri, credite, cheltuiele pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Scoțeni, Județul Bacău, din 29.09.2016. Discuție. Da, ați ascultat despre ce este vorba. Discuție la acest proiect de hotărâre, vă rog frumos. Dacă nu sunt discuții, atunci... Nu văd. Este avizul Comisiei Specialitate? Da. Că nu, nu-l avem noi pe aici. Nicio copii, nicio... Are... Cofinanțarea? Ce costă cofinanțarea? Avem... Păi ești un pic să-i arătat cu domnul. Că nu avem pe aici, de asta. Hai. Doi din trei, majoritatea. Da. Păi, după ședință de domnul primar, vin cu rugămintea să faci xerocopii și să le dați și colegilor care... Da, da. Da? Ca să punem spre aprobare. Domnul Cic a pus o întrebare pe mine, deci vreau să-i răspund. Proiectul de asfaltare al comunii, știți foarte bine, a fost lucrat și depus spre finanțare pe măsura 7.2 pe PNDR. Pe măsura 7.2 pe PNDR nu puteam prinde finanțare, că aveam un punctaj de 44,5 puncte, ceea ce nu ne dădea eligibilitate. Am revizuit contractul la o firmă de consultanță, proiectul la o firmă de consultanță la Bacău. E lucrat, mai trebuie hotărârea de Consiliul Local ca să putem să-l dispunem, să depunem spre finanțare la București, pe PNDL. Acest proiect din PNDL impune o cofinanțare de 10% din partea primăriei. Cofinanțarea de 10% în mare parte ca sumă s-a cheltuit din banul nostru pentru studii de fezabilitate, pentru tot proiect, măsurător topo. Deci ca diferența de 900.000 de euro ne dă guvernul, 100.000 de euro cum ar veni, o pune primăria Consiliului Local pentru a face aceste trei drumuri mari în fiecare sat prin fața bisericilor. Asta implică cofinanțarea și vă rog să gândiți că raportat la, și așa am cheltuit niște bani, o să mai fie o sumă infimă, poate că trebuie să o punem noi până la final, din ce v-am citit eu, ce pași mai sunt de făcut, ca să putem să finanțăm această investiție. Cât ați cheltuit cu firma de consultanță din nou? Cu firma de consultanță nu am cheltuit nimic. Banii îi dăm la urmă după implementarea proiectului. Deci totul ce s-a făcut, gratis. Este o cotă în lege care nu stabilește primarul și nici Consiliul Local. O stabilește grila
care se raportă la valoarea investiției și a... Dumneavoastră știți în dinamică la ce vă așteptați ca sumă. Orientativ. Ziarul nici nu știu, cam așa. Da. Până acolo, maxim. Din valoare. Da. Care ia din proiect, nu-i dăm noi. Și suma de bani la ce dată va fi... Băi, când se deschide măsura de finanțare, la nivel de guvern, noi depunem documentele, guvernul triază toate proiectele și ne asigură finanțare. Și sperăm că la anul, cu ajutorul Dumnezeu, să... Dar și valoarea, nu știu, pe undeva la 500 de mii de lei. Nu, de 1 milion de euro, valoare totală. Nu, valoarea a primăriei, care trebuie să... Da, cu finanțare, 5 miliarde jumătate vechi. Dar de aici a suscat. Avem studii de fezabilitate, proiectul tehnic, tot ce să... Și... Așa se face peste tot. Ăsta e procesul. Supuneți spre aprobare. Da. Dacă nu mai sunt alte discuții, atunci supuneți spre aprobare. Cine este pentru proiectul numărul 2 de Valea Dumnezeu? Dacă se abține cineva, câți avem? Câți avem din nouă? La și vă rog. Da? Nu mai am să vă rog. Ceva cum vă trăiesc. Da. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnicului regulament actualizat, am zis, treaba punctul 4, domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului venituri și cheltuielilor pe trimestrul 3 în anul 2016. Inițiatorul domnul primar, că așa este, probabil că a noastră... Îi dau cuvântul doamnei contabile la acest proiect. Raport de specialitate. Spunea Tania Delcolina, consilier în cadrul compartimentului financiar contabil al primăriei Scorțeni, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, contul de execuție al bugetului local la data de 21.09.2016, unde unele venituri încasate sunt mai mari decât planul anual stabilit în bugetul de venituri și cheltuieli. La partea de venituri avem un buget de 2.596,24.000 lei. Pe secțiunea de funcționare avem creșteri la venituri. Impozit teren persoane juridice 070202 2.000 de lei, impozit auto persoane juridice 160202 5.000 de lei, 30.05.30 venituri din concesiuni 8.000 de lei, în total 15.000 de lei. La partea de cheltuieli avem un buget de 3.241,24.000 lei. Pe secțiunea de funcționare 510210 salarii administrație minus 127.000, 700220 bunuri și servicii iluminat, energie electrică minus 20.000 de lei, 680257 indemnizații persoane cu handicap în 46.000 avem nevoie, 740220 servicii de salubrizare avem nevoie de 13.000 de lei, iar pe secțiunea de dezvoltare documentație SF Cămin Cultural Scorțeni 3.000 de lei și reabilitare și modernizare Cămin Cultural Grigorei 100.000 de lei. Deci au crescut veniturile cu 15.000 de lei față de planul anual stabilit în buget la începutul anului. La partea de cheltuieli am tăiat de pe salarii și de pe bunuri și servicii curent electric de la iluminat. Acolo am avut un avans de 45.000 de lei la început de an. De, chiar la început, că era făcut bugetul când, și nu am plătit energie electrică la EON și tot s-au scăzut facturile în cursul anului. Și acum avem nevoie la indemnizații persoane cu handicap, ca să asigurăm până la sfârșit de an indemnizațiile. La servicii de salubrizare mai avem o diferență de 13.000 nevoie, tot așa, să asigurăm încă 4 luni cu ceea ce mai avem în buget. La Cămin, Scorțeni, este o diferență de 3.000 de lei. A fost la începutul anului 60.000 pentru Căminul la Scorțeni, documentație SF, iar contractul este de 59.000 și ceva, din care s-a plătit 3.000 de lei ridicarea topo. Nu s-a știut și acum trebuie să achităm contractul pentru documentația SF, mai trebuie 3.000 de lei. Iar la Căminul Grigoreni avem facturile, avem o factură din 10-a-6-a, care mai avem de plată și iarăși o factură de aproape 1 miliard la Rom Constructor, care trebuie să achitate până obținem creditul la CEPREC. Atât, da? Atât. Discuții, colegi, dacă ați ascultat despre ce este vorba cu sumele care se iau la... parte.
la salarii, cât ați prevăzut în buget anul ăsta, ținând cont de organigramă? Că văd că vreți să luați de la salarii neapărat. Da, la salarii. Și atunci vreți să ne justificați cum stați acolo, ca să ne facem o imagine la salarii suntem... De ce se poate lua de acolo? Da, se poate lua din cauza că deci la început de an s-a prevăzut creșteri salariale. Doamna ingineră Lăiu a ieșit la pensie și s-au redus niște cheltuieli. Tăiem de acolo și punem unde avem nevoie acum. Deci noi la salarii suntem pe chit acum. O fi nevoie la sfârșitul noiembrie, pe luna decembrie, o singură plată, mai discutăm atunci în ședință dacă o fi nevoie. Să zic de 1000, 2, 3, eu am estimat că mi-ar ajunge banii până la sfârșit de an. Dar de ce nu vorbiți pe cifre? Dar vă spun și din buget, nu-i problemă. Eu v-am întrebat care a fost suma prevăzută pentru salarii în buget la început de an. Mi-am înțeles acum că rectificarea asta aduce rezolvarea unor probleme de facturi. Până ajungem la discuția facturilor, eu vreau să știu așa, dinamica care a fost până la data asta am cheltuit atât, mai avem atât, ne ajung banii la salarii. Ne rămân atât care putem să-i rectificăm, îi ducem unde avem nevoie. Deci asta vreau să văd la dumneavoastră. Da, că asta înseamnă specialistul. Exact, vine pe date și îmi spună. Problema este simplă. Iau de acolo pentru că crapă dincolo. Da. Dar îmi spuneți exact cum suntem la zi, cât am avut la începutul anului. Deci noi pe... Și dacă suma care ne-o spuneți, ne ajunge până la sfârșitul anului. Ca să avem o liniște în a aproba acest proiect. De hotărâre. Deci pe buget, până la ora actuală, am avut credit de 502.000, avem cheltuieli 342.158, mi-a rămas un disponibil de 159.142. Dacă vreți, vă dau conturi. Bun. Până la sfârșitul anului, de cât mai aveți nevoie la salarii? Că nu mai faceți angajări, nu mai faceți nimic. Deci... Nu se mai fac. Ne ducem cam la 40-45 de lei. Ok. Deci nu mai bine ne încadrăm pe suma rămasă. Deci de acolo putem lua... Da. 100. 127. Exact cum v-am făcut programul de specialitate. E ok. Da. E, suta asta, acum, hai să o discutăm cu toții ce unde o ducem. Și care e... Suta asta o ducem pe căminul de la Grigoreni. Bun. Căminul de la Grigoreni este un proiect de reabilitare pe... Da. Cu fonduri, exact. 100%. Vă pot răspund eu. Momentan este, așteptăm împrumutul de la CEC. În ultima fază, ca să ne dea bani. După ce ne dă bani, noi ne compensăm cu treaba asta. Dar avem facturi emise și în 3 luni de zile ne registrăm cu arierat. Lămuriți-mă așa, la AFIR, proiectul ăsta, AFIR-ul trebuia să plătească direct benefici. AFIR-ul a dat o tranșă de 3 miliarde, diferența o dă la final. Deci lămuriți-ne așa, că eu vă întreb și vreau să întrebarea asta... Haideți să vă spun ce este vorba. Da. Deci când s-a finalizat acest contract cu AFIR-ul, AFIR-ul ne-a dat o sumă de bani. Din 10 lei, ca să înțeleagă toți, ne-au dat 3,50 lei, da? Bun. Noi, până nu finalizăm lucrarea, nu mai primim de la AFIR. Situație în care s-a făcut acel împrumut de la CEC, așa, ca să primim banii să mergem până la finele lucrărilor. În situația în care o unitate administrativă are facturi date și dacă ai termene, păi acolo nu te joci că intri în arierate. Și când ai intrat în arierate, atunci ți-a blocat contul și nu mai ia salariu. Nici colegul, nici colega... Dar ne obligă. Nici... E o obligație asta. Dar primăria, Consiliul Local, nu va pierde acești bani. Că atunci când ne vin banii împrumutați de la CEC, sigur că se compensează. Vreau să vedem o obligație contractuală. Da. Pentru că proiectul este integral cu fonduri europene. Da. Da. Stabilit la, am înțeles, la 180.000 de euro. Da. Vreau să vedem o obligație contractuală în care noi ne obligăm OAT-ul Scorțeni să ducem cheltuielile astea până la recepția lucrării, când AFIR-ul ne dă bani. Dacă avem această chestiune, suntem ok. Da. Așa este. Da. Îmi cer scuze că am vorbit atin așa de la AFIR. Nu și-aș trebui să fie tot așa, domnul primar, din cu rugămintea, documentație, script, scris, dar totuși, împrumutul de la CEC, vă scuzați că vă întrerup. Când vă virează banii în cont? Deci ați spus că ați făcut împrumut. Nu avem avizul final. Se verifică, nu avem avizul. Nu avem avizul final. Câte curând. Deci se verifică, sunt niște comisii și la CEC, nu trece chiar așa. Sunt niște pași de urmare. Nu știu că ați spus acum 3 luni și de asta mă gândesc că totuși nu s-a rezolvat problema asta. Da, dar acum 3 luni. Deci haideți, vă rog frumos, că iar ajungem și nu înțelege nimeni. Trebuie să întrebăm ca să înțelegem. Da, dar să terminăm cu domnul Zanfirescu. Că după aceea discutați și dumneavoastră. Domnul Zanfirescu, dumneavoastră ați înțeles acum despre ce este vorba? Mai am ceva suplimentar. Vă rog, așa. Doamna contabilă.
În momentul de față, valoarea acelui proiect este estimată la, în lei, 9 miliarde. 186 de, deci 180 de mii de euro, nu? Un proiect inițial, transformați în lei, da. 7 miliarde și... 778.000, dar fără TVA, este cheltuierile neeligibile, iar cheltuierile eligibile vin TVA-ul, dar se decontează toată suma, 100% de la fir. În momentul de față, la data de azi, când lucrarea nu este finalizată, nu s-a făcut recepția, cum stăm cu plățile din suma care ne-ați spus? Acum vă spun exact. Și dacă am primit de la fir până acum, ce am primit? Deci de la fir s-a primit în decembrie, 18 decembrie 2015, 311.467 de lei. Ei, din banii ăia s-au cheltuit anul ăsta. 100 de lei avizul la ARPM, 150 de lei la Direcția de Sănătate, 114 lei la EON, 48,96 la Telecom avizul, la Inspectoratul de Stat în Construcții 1472,82 de lei, 20.000 la firma de consultanță Orior Consulting, 513,92 la FNG pentru scrisoarea de garanție, 8.464,96 de lei Vamib Cons, dirigintele de șantier, iar la Rom Constructor, firma constructoare, 262.604,93 de lei. Deci, în total, s-a cheltuit 293.569,49 de lei. 3 miliarde. Cât am mai plătit noi de la primărie? Noi de la primărie atât am avut un 20.000 de lei pus din bugetul local la început de an. Deci ar fi prima plată consistentă de 1 miliard acum? Da, 1 miliard, da, și mai avem din restanță din factura, pentru că noi am plătit 260 ceva de mii la Rom Constructor, dar factura era de 302.515. Deci cine sunt puternici prin dispoziție să urmărească acest obiectiv? Este dirigintele de șantier specialist. Pe lege, la un obiectiv care depășește și 30.000 de lei, se ocupă dirigintele de șantier. Plătit din banii primăriei, pentru că este obligat. Din banii primăriei, dar se decontează. Se decontează la final. Tot de la fir, de la fir. Deci din cadrul primăriei noastre. Dar nu avem specialiști. Neavând specialiști ca primărie, primăria este obligată, prin lege, să plătească un specialist, un diriginte de șantier care, în domeniu, urmărește fiecare pas al execuției lucrării, lucrări ascunse, tot ce trebuie pas cu pas ca să iese, să bată una cu alta. Lucrarea aceasta, acest proiect, se încadrează în caietul de sarcini prevăzut la început? Nu. Din punct de vedere al... Nu. Deci așteptam să vă spun, al termenului de execuție și al sumei finale. La termenul de execuție s-a obținut prelungire. Ca sumă, doar am invitat și domnii la Rom Constructor și proiectarea și diriginții șantier să... De asta, bine că mi-ați aruncat mingea la fileu, că vreau să o discutăm mai târziu, o discutăm acum. Și dacă vin gând și se expună din ce punct de vedere, eu mi s-a părut corect să supun votului dumneavoastră, cu toate că eu nu sunt de acord și cred că nici dumneavoastră. O ieșit o sumă neeligibilă, după caietul de sarcini, de 1.555.000. Care în lucrare, domnilor. Stați să vă spun. Noi decontăm după proiectul TAM, domnule. Restul să rămână. Eu nu fac un act adițional la contract. Mi-a plăcut cum a spus. Să rămână. Cine a făcut treaba asta, se pune banii din buzunar. Pentru că eu, când fac caietul de sarcini, și tu te înscrii și la eu când citesc, te încadrezi acolo și semnezi. Cheltuielile neeligibile, de asta am spus. I-am invitat, n-au binevoie să vină să rămână. Și cu deci patru și am de răspuns la fine dativ. Păi dar logic. Un leu în plus. Păi da, dacă îți banii publici, mi-ți pare corect. Păi dar noi avem atâtea probleme. De-aia nici nu-i trebuie. Dar ei cum au făcut treaba asta? Nu cumva proiectantul a modificat proiectul? Nu. Proiectantul nu are nicio treabă. Deci nu știu ce vine, de asta i-am chemat pe zati tehnici. Adică au considerat că sunt cheltuieli ascunse cu anumite... Ei spun că au găsit... Negativ, au procent întotdeauna. Nu au. La început, când intră în joc... N-au nereuri. Nu sunt nereuri, am verificat eu. Vedeți, nu au procent... Lucrarea nu este încadrată în timp. Corect. În timpul de recepție, ca să scăpăm, o dată să avem... Lucrarea este nouă. Orice bani, 1.500.000. Da.
Și ce v-am pus? Eu cred că trebuia să interveniți și mi-aduc aminte când Mircea Ambrozi m-a spus acum două luni la comisie. Și am intervenit. Să interveniți scris la organul în drept, că treaba nu-i bună. Am făcut toate adresele, am intervenit. Să vă spun de ce. Au fost vicii proiectari. Pentru orice modificare într-un proiect trebuie dispoziții de șantier. Dispoziția de șantier trebuie semnată de proiectari. Nu am dat de proiectant și nici domnul Abăruși din cine ține omit, în ultima lună n-aș mai da de el. Ne-am întâlnit atunci în bilul noastră. Da, da. Și proiectantul a plasat proiect. Răspunderea mamei doamna Sândulescu. Am dat de dânsa cu... m-am zbătut să o dau de ea ca să ducem la capăt, să mi se dea dispoziții de șantier, că și dânsa e în domeniu și în aceeași firmă, de-aia s-o tergiversați și lucrările pe perioada asta. Ei, în paralel, am depus documente la ea și la fir ca să obținem prelungiri și acum pentru scrisoarea asta, ca să am timp să fac recepția. Deci, mie, ieri am făcut probă la centrală, la cap. Deci, la centrală. E 99% gata, dar nu am timp real ca să convoc comisiile. E o comisie formată din 7 persoane, reprezentanți la primărie, ISC-ul, care participă la comisia preliminară, la recepția preliminară, că recepția finală se face după ce avem toate avizile, vine afirul de la Iași și ne decontează suma. Ați înțeles despre ce este vorba? Eu i-am chemat pe dâns și l-au bun... Să spună în fața Consiliului, nu a ieșit cheltuiel neeligibil. Da? Doamna, eu nu vă acuz că intențiile noastre nu sunt corecte. Doamne ferește! Dar mi se pare, mie cel puțin mi se pare, și în discuția și cu colegii ceilalți, că aici cineva ne ia de fraier. Începând cu dumneavoastră, terminând cu ultimul cetățean al Comunei Scoțeni. Cu ce? Asta este, și ăsta este, cel care execută lucrarea. Pentru că dacă vreți să auziți câteva lucruri care putem, care da. Și nici eu nu le-am știut, vă rog pe Sorin Măgerescu, că e consilier de Grigore, da? Să vă spună câte ceva din tainele proiectului. Ca să vedeți dumneavoastră cam de unde vin anumite chestiuni da. Care se ridică în posturi. Ia zi, Sorin. Eu ce vă pot spune, că de când s-a aprobat acest proiect în Grigoreni și au venit echipa de constructori acolo și s-a apucat de treabă, cetățenii din sat n-au știut absolut nimic ce se întâmplă acolo. Cel puțin se întrebau toți cu tot felul de variante. Eu cred că, adică și cetățenii tot la fel au spus că trebuiau consultați. Deci, fostul primar, domnul Ambăruș, trebuia să-i consulte. Nu știu dacă era necesar renovarea căminului și importanța renovării. Bun. Sau și trebuia să li se explice. Domnule, sunt niște, cum e finanțarea 100%, deci nu vă costă nimic pe cetățeni. Și dacă se poate face, deci trebuie importanța. Hai să vă dau ce spun și eu, dacă am înțeles punctul dumneavoastră, ca să nu lungim. Unu, când s-a aprobat finanțarea căminului cultural, s-a făcut prin votul Consiliului Local. În votul Consiliului Local, din satul Grigoreni, făcea parte și domnul Hagiu și domnul Romel Câmpanu, la începerea lucrării, începerea lucrării la obiectivul cămin cultural în Grigoreni, este pusă pancardă, care este obligatoriu din lege, care îi spune, obiectiv, suprafață, sumă, perioada de execuție a lucrărilor. Deci, la cunoștința omului a fost. Dar dacă multe persoane rău intenționate, au spus că acolo o să fie azil de bătrâni, bagă, da, deci aici e o răutate, afișajul a fost pus corect. Și transparența se face și la plan local și prin consilierii locali. Deci nu neapărat numai primarul trebuie să ducă, eu le-am explicat la toată lumea, că uite, îi grămim și iar și iar și iar. Se face și prin Consiliul Local. Sunteți de acord cu mine? Pe legea 215 și consilierul local are dreptul și obligația să asigure cu cetățenii discuții o dată pe lună, o dată pe săptămână. Da. Avem dreptare, parțial. Dar de faptul că consilierii locali sunt mare... Da? Doamna Sămălescu, uitați că... Doamna de la proiectare. Haideți. Și primarul Comunei Scoțeni de la acea dată... Da. Vreau să aibă mai bună comunicare pe stricta necesitate a acestui obiectiv care acum, după cum vedeți, ne dă bătăi de cap. Da. Domnul coleg, haideți să nu fac așa ceva. Haideți să văd că așa, aceeași discuție va fi și la apă canal, aceeași discuție va fi și la asfaltări, cu oamenii nu vor. Oameni buni,
Degeaba că domnul Măgirescu nu reprezintă satul Grigoreni. E punctul dânsului de vedere, da? Iar problema cu diferența de bani, UAT-ul, de la bun început, constructorului s-a spus în față să nu veniți cu acte adiționale, că nu. Nu se dă. Domnul dirigintele șantierului. Iar problema nu este a unității. Când s-a luat caietul de sarcini, în urma licitației făcute, atunci constructorul trebuia, că ei au meseria, știu despre ce este vorba, și să fi spus, oameni buni, nu mă încadrez în lucrarea asta, nu mă prind la treabă. Ca să-mi vină acum să-mi spună că eu mai vreau suma de, nu știu care sunt căile legale, noi, Consiliul Local, să aprobăm această chestie. Colegi, m-ați înțeles, dar când vin la o ședință și ascult vorbele astea, că satul Grigoreni n-avea nevoie de... Avem buni. Am vreo 12 ani de când sunt aici. Domnul Măgirescu, ați fost primar prin 96, da? Așa. Ați făcut măcar un gard la acel cămin cultural? Că eu când am venit erau niște parcă sus, parcă așa țin minte. Da? Știți că în ședințele unde n-ați participat dumneavoastră, unde n-ați participat dumneavoastră la acele ședințe din Grigoreni, când doamna Aurica Șoba s-a ridicat și a spus, domnule primar, vă rugăm frumos, vedeți că ne prindem tocurile în scândura asta, putregaiul ăsta de la cămin aici. Ce puteți face? Dacă am putut să aduc primii bani europeni în comună, iată că nu-i bun primarul ăsta care a adus primii bani. Haideți să dăm dovadă de seriozitate și să nu mai căutăm cuiul pe pielea. Veniți oameni buni și să facem treabă, cum v-am spus la bun început. Lăsați politicul să punem mâna cu toți, mână la mână, și haideți să facem ceva pentru comună. Că așa vor veni toate ședințele și ne ridicăm și spunem. Asta spune legea, de acord, o respectăm. Dar veniți cu propuneri care să facem ceva pentru comună. Nu că nu avea nevoie. Cum să nu aibă nevoie o comună de un cămin reabilitat cultural când noi avem copii care ne vin din urmă? Da? Așa? Sunt tineri care vor să facă o nuntă. Dom'le, este ca un făcut. Trebuia cineva să știți că mi-a zis și din Grigoreni. Domnul primar, ce ați făcut dumneavoastră, câteodată zic așa că ați făcut prea mult. Nu de lipsă de modestie. Dar nu trebuie și pusă problema, deci veniți dumneavoastră. O să facem chestia asta la diverse, haideți să ne discutăm mai bine. La diverse, că avem invitați și... Haideți să vedem. Nu spre căminul ăsta este vorba, nu? La diverse, le discutăm la diverse, da? Punctual acum, că avem am desbătut proiectul de buget. Da. Căminul discutăm imediat după ăsta. Hai să supunem la vot, să nu putem la rectificarea asta de buget. Rectificarea de buget. Cine este pentru? La rectificare, da. Ei, da. Acum îi dăm cuvântul domnul constructor, domnul reprezentant al constructor, domnul dirigente de șantier. Să ne explici de unde au ieșit sumele și cine vrea să vorbească. Primul fac acum și da. Lucrarea a fost începută ca o refacere a unui proiect vechi. Mă bucur că e și domnul vechiul primar, nu? Da, da. Adriana Sandulescu. Da, doamna Sandulescu. O expertiză care a fost pusă la dispoziție de către dumneavoastră și un studiu geotehnic, e așa, da? Ei, fiind și o lucrare de reabilitarea unei clădiri vechi, în expert. Deci, eu vreau să vă explic de unde apar diferențele astea de sume, de valori. Au apărut niște lucrări care, de exemplu, dau un singur exemplu, în expertiză se zice că e bună șarpanta. Cum toată lumea a zis, lemnăria din pod era putredă, era... și nu s-a putut refolosi la anumite lucrări, cum era prevăzut în proiect, să pună în pod o podină, să facă nu știu ce lucrări din lemnul recuperat, lemn care a trebuit aruncat până la urmă și așa. A apărut necesitatea unui gard, unei elevații la gardul cu cimitirul, fiind o diferență din nivel în partea stângă a amplasamentului, cum dumneavoastră cunoașteți foarte bine zona, că pământul să prăvălea în zona aia, a trebuit să, practic, gardul ăla ar fi trebuit să fie
a cimitirului trebuia făcut, s-a luat în calcul că ar fi existent, dar decât să pericliteze alte lucrări din construcția nouă, s-a convenit cu constructorul, lucrare care iar n-a fost prinsă în așa. Deci, sigur că sunt și niște omisiuni de la noi, de la proiectant, pe care ni le asumăm, dar nu în valorile care până la urmă s-a ajuns la final, drept care constructorul acum, trebuie să recunoaștem câteva zile, a refăcut întreaga măsurătoare, asta care trebuia făcută în 4 zile de la ținerea licitației, cum bine ați zis, să spună, domnule, e prea mică suma, nu pot să mi-o asum, faceți ceva, suplimentați finanțarea. Ne-am dus, proiectantul a fost de câteva ori la finanțator la început și ni s-a spus că lăsați că la final să rezolvă cu NR-uri și NCS-uri. Deși, totuși, nu, adică sunt anumite lucrări care nici măcar nu au fost licitate și alea chiar nu se pot finanța din bugetul aprobat. Deci, într-adevăr, suma este trecută de 1 miliard de, pe care o solicită constructorul. Am mai scăzut un pic acum. 1 miliard și nu a scăzut. Că n-a scăzut, a tot crescut suma asta. Adică 500 de miliard. Da, dumnealor ne-au mai trimis și înainte niște solicitări pentru lucrări suplimentare la care noi am răspuns, la această documentație încă n-am răspuns. Adică noi trebuie să refacem ca și dumnealor toate, să luăm proiectul din nou, să luăm cifră cu cifră și virgulă cu virgulă, să verificăm și, adică în teren cam știm, dar mai verificăm. Acum eu, adică părerea noastră a proiectantului a fost să vedem și părerea Consiliului Local, dacă este dispus să financeze această cheltuială, ca să nu muncim degeaba, că și așa, deci proiectantul, vreau să vă spun că n-a fost plătit până acum, a făcut muncă patriotică, așa, și facem mai departe efortul ăsta cu toții sau nu? Asta e întrebarea, că clădirea nu e nici a mea, nici a dumneavoastră, e a întregii comunități, până la urmă, pe care o reprezentați. Vreți să scoateți banii sau nu? Asta e întrebarea. Eu pun o întrebare. Da, vă rog. Când s-a început, când s-a făcut proiectul la respectivul cămin, da, comisia respectivă de la firma care a fost, de ce nu a mers la cămin să lea la întrebări, să se vadă? Lemnul ăla se poate folosi, nu se poate, să urcă, să duce, să face. De ce nu a mers să-l facă? Eu asta v-am explicat. Păi, s-a făcut întâi o expertiză pe care dumneavoastră Consiliul Local ne-ați furnizat-o. Nu noi am făcut-o. Păi nu, am înțeles. Dar cineva din comisia aia, bine, dacă eu spun că ăsta costă 7 lei și el 1 leu, el vine și face respectivul de 1 leu? Nu, el costă 7 lei. El trebuia, el, dânsul, respectivul constructorul, să se ducă cu oameni de-a dânsul să ia la întrebări căminul ăla, înainte de a face... Trebuia să vadă ce ziceți dumneavoastră, dar în momentul când cineva a făcut o lucrare și a pus ștampila și a semnat, eu, cum să spun, am apucat să-l contrazic, înseamnă a reface expertiza, da? Și nu se procedează, în general, așa. Deci se poate vedea... Poftim? Cine a făcut expertiza? Nici nu știu cine a făcut-o ca și nume. Ca și specialist. Trebuiau să se întâlnească constructorul cu expertul. Bine, să putea... Ce ziceți dumneavoastră este că, de fapt, într-o primă etapă... Este o sumă enormă pentru, bugetul dumneavoastră. Pentru bugetul dumneavoastră. Este o sumă enormă. Aș avea și o altă întrebare. Ușor. Da. În ce stadiu se află căminul acum? În 90 și... E gata. 90 și... Dar în momentul când s-au găsit aceste găuri, deficiențe, da? Deci nu a venit în momentul respectiv, deci nu a venit cineva din partea constructorului sau din partea cuiva de acolo, din interior, să zică, haideți să vedem, astea nu se pot folosi, ne trebuie atâția bani. Nu la sfârșitul lucrării, când e 98% sau 99%, să vină cineva zică, băi, am băgat 1 miliard sau 2 miliarde. E și un bine și un rău în asta. Nu, este...
Trebuia să fie transparent. Trebuia să fie adus aici în Consiliul Local, să fie expus acest lucru. Ziceți dumneavoastră, această discuție trebuia să aibă loc mai devreme. Căminul nu s-a construit, da? Eu și s-a finalizat, și nu a fost timp. Dar domnilor colegi, îl avem pe domnul dirijinte de șantier, îl avem pe domnul inginer Marun Constructor și să spună de câte ori ne-am întâlnit la firma de consultanță unde se punea problema că nu bate cap la cap, iar domnul proiectant nu-l găseam. E adevărat, domnul inginer? Da sau nu, ca să vă aud? Da, domnul inginer. Au fost săptămânal, în fiecare joi, au fost ședințe de progres, cum se obișnuiește. Au fost sesizate că sunt necorelări între partea scrisă și desenată. Domnul consultant și el s-a străduit, a luat legătura cât a putut cu domnul proiectant. Termenul de execuție a fost foarte scurt și acum nu că țin cu constructorul, eu de fapt reprezint tot beneficiarul, a trebuit să forțeze ca să se încadreze în termen, să scape de penalități, avea un contract, cât ceea ce privește, spunea unul din colegii dumneavoastră, că într-adevăr, când a participat la licitație, de datoria lor era să vină, să recunoască, să vadă ce este acolo. Timpul fiind foarte scurt, o zi, două, trei, chestia a fost o leacă mai superficială, n-a putut puncta totul ca să ceară clarificări în sensul ăsta. Domnul Ovidiu, spuneți. Da, am și o întrebare. Sunteți acolo foarte în poartă. Da, băi, de asta eu știu multe despre lucrarea asta. Ce văd, nu că n-am intrat, am intrat ședământul, dar nu... Spuneți-o că le-a dat proiect. La proiect, mă interesează, este prevăzut un puț de aducțiune a apei? Da. Deci este prevăzut acolo? Da. Și cu cine am vorbit care era, m-am vorbit, eu având magazin acolo, vine și mai spune câte un om, când își ia o apă minerală, ce așa avea acolo. Spune că nu este prevăzut așa ceva. Nu, ce... Deci care este prevăzut în documentație, nu a fost prins la licitație. Nu a fost, deci sunt lucrarea de foraj, de apă, da, e așa, pentru puțul, da, 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 cuprinde mai multe lucrări, din care sunt unele care se fac în jurul țevii propriu-zise, iar forajul, lucrarea, manopera și țeava care se bagă în pământ, n-a fost prinsă în măsurătoare. Aici sunt două lucruri deosebite. Ce e? Adică constructorul ce reclamă că această manoperă n-a fost prinsă în măsurătoare. Sunt planșe, este poziționare, sunt lucrările din preajmă. Până la camera puțului, inclusiv camera puțului cu dotările, dar nu este sunt puțul. Astea și legătura cu... O mașină foarte frumoasă, cu un motor perfect, dar care nu merge. Sunt acolo, băi, sunt de toate. Așa, cu lucrarea. Eu vă spun multe nereguli acolo. Se lucrează când plouă, se lucra finisa pe afară. Da. Cum o să fie calitatea, o să vedem mai târziu. Deci ăsta, căminul ăsta, afară că e cămin cultural, acolo o să fie nunți, botezuri sau ce mai fi. Pe jos este prevăzut parchet. Să fim sănătoși cât o să rezistă parchetul ăla, la câte nunți rezistă. Este parchet de... În loc să fie altceva, punem parchet. E un parchet de 12 cm. Dar poate să fie și de 20, doamnă. Dar nu poți acolo la nuntă se... Bine, nu intru la mână. Domnul Ovidiu. Da. Lucrările pe fondurile europene, la reabilitare, construcții, în mediul rural, au un regim special. Nu poți să schimbi aspectul clădirii, adică s-o scoți din peisajul comunității. Da. Asta e, așa s-o obține finanțarea. Și proiectul așa a fost făcut. Deci vă spun că am studiat un pic legea, sunt niște criterii. Sunt niște criterii. Și de aia este prevăzut cu lemn. Era ușor să pui parc. Peste 5 ani, îi parchezi. Noi dacă am hotărât o sumă și au fost de acord proiectantul, constructorul și ăsta, de ce vine acum să ne dea o altă sumă? Deci dacă nu se... Nu devenim de la chestia asta. Cheltuielile care sunt... Care sunt acum realizate, că au depășit cheltuielile prevăzute. Intră și materiale care au dispărut, fără să intre în căminul cultural. Deci sași de ciment dispărut, eu știu sigur. Știu din sursă sigură asta. Deci pentru domnul constructor. Așa se intră o grămadă de materiale. Eu nu pot să spun că în fiecare zi vine cineva și pură, dar ciment s-a furat sigur de acolo. Și câte se mai pură. Ui, da.
Nu știu, nu pot să acuz, dar cimentul, sigur, despre asta aduc și marșul de pe nevoie. Da. Eu aș mai avea o întrebare. Dacă tot spuneți că în vechiul mandat nu v-ați întâlnit când au fost nereguli, există ceva scris sau doar a fost așa? Până la urmă vorbim de... Fiecare joi am avut ședință. Este ședință. Și există scris. Solicitarea. Sunt minute. Pentru că până la urmă vorbim. Se duc, nu? Da. Sunt solicitarea domnului primar, s-a hotărât ca în fiecare joi la ora 9 să ne întâlnim, să discutăm problemul la cămin. Și în urma la discuțiilor s-au încheiat câte o minută, în fiecare joi. Și v-ați întâlnit și cu Consiliul Local sau doar cu domnul primar? Că până la urmă în primărie trebuie să existe și o comisie care cineva din primărie există în comisia respectivă, nu? De controlat, de verificat. Avem specialiști. Nu neapărat de specialiști. De regulă nu putem aduna și nu s-a gândit nimeni, n-a propus nimeni chestia asta să se adune toți consilierii în fiecare joi. Nu, când erau problemele. Din cadrul primăriei, din aici ședința s-a ținut la primărie. Au fost câteva excepții când ne-am întâlnit la Bacău, din alte considerente. În rest am venit în fiecare joi aici. Nu erau probleme, domnul diriginte. Dar avem treaba, că nu mă putea să venim și când se urmea comisia. Ați numit într-o discuție de primar cu cineva care totuși să aibă legătura cu firma, cu proiectantul, da? Cu omul de legătură între unitatea... Și să sesizeze primarul oricând vede că ceva nu e în regulă. Și nu era nevoie să fie inginer constructor, respectiva persoană. Pentru că am înțeles că totuși sunt persoane din primărie care primesc niște bani, conform legii, pe anumite probleme. Ia ca o persoană, două din alea, veneau la o săptămână, la două zile, domn primar. Ceva nu e în regulă acolo. Ceva nu e. Și atunci dumneavoastră, printr-o legătură mai coerentă cu constructorul, cu proiectantul, cu... erau de înlăturat aceste chestiuni. Dar și noi ne băteam cap. Pot să vă spun că viceprimarul era zilnic în zonă, mergea și verifica. Dar el ce... organoleptic. Da, se uita, vedea despre ce se vorba, dar nu putea să știe el ce compoziție se folosește, ce se pare. Singura problemă, singurul om cu care am avut și contract încheiat, este vorba de dirigentele de șantier, care răspunde pentru lucrările executate. Da? Domnul diriginte, atunci când începe un joc și stabilim o regulă, ca în fotbal, la început, nu ar fi trebuit nu este de datoria mea să anunț consilierul. Eu n-am contract cu... Ca și perioada de pază pe timp de noapte. Cine a asigurat pază? Dumneavoastră ca constructor sau noi ca consiliu local? Constructor. Pentru ce are depășiri este curtea lui și răspunde el. El are depășiri la urmă pe care și le suportă. Să vedem și noi cu cine veniți dumneavoastră în final cu toate materialele care au dispărut din... Ca și inventariere. La urmă, să vedem ca fabricează. Nu se decontează niciodată, domnul consilier, nu se decontează niciodată cantitățile care intră în șantier, ci cantități real puse în operă. Măsurat, verificat, asta este treaba. Nu s-a ajunge la suma asta de 1.500.000 ce s-a furat. Dar e păcat că au dispărut degeaba. Da, haideți, dacă mai da. Cineva, și continuăm. Ce hotărâre? Ce hotărâre? Nu că nu este pe ordinea legii, dar o părere ca să știi și voi. Nu, de acord. Nu. Deci supunem la vot, dacă suntem de acord cu suplimentarea cheltuielilor. Nu este un proiect de hotărâre. Nu este, dar măcar să avem viziunea clară, constructorul. Să știe ce l-așteaptă. Cine este de acord? Deci eu nu sunt de acord, ceilalți deci nu sunt de acord. Atunci supunem spre aprobare noi, așa, ca și discuție, dacă suntem de acord sau nu cu această sumă pusă în față de către doamna proiectant, unde s-a ajuns la 1.500.000. Și vă pun întrebarea, sunteți de acord sau nu? Nu. Cine este pentru? Nu. Deci cum se abține? Împotrivă? Acum au angajat oameni și... Da, punctul 5 acum. Dacă îmi permiteți, o să ajungem la niște neconformități majore. Sunt bani europeni, nu sunt fonduri locale. Cum văd eu soluția? Deci, va trebui, știu eu,
fondurile astea suportate, lucrările trebuiau executate ca să ne cadrăm în termen, să nu plătim toată valoarea, să se anuleze contractul, să se anuleze banii și să fim nevoiți ca și Consiliul Local să suportăm toate cheltuielile, va trebui găsită o posibilitate legal de, știu eu, a plăti sau a ne judeca cu constructorul, dar trebuie găsit un sistem de a debloca chestia asta. Altfel, vom fi nevoiți să suportăm toată suma. Primăria se va răsfrânge asupra constructorului, asupra proiectantului, asupra dirigintelui și va fi un proces în final. Dar lucrarea trebuie totuși recepționată ca să nu avem întâlnit toată înapoi, suma. Da. Se vor da toți banii înapoi. Proiectantul a fost de câteva ori la Iași. Proiectul nu a fost aprobat. Nu se încadra într-o anumită valoare. Și a trebuit să renunțe la o parte din cantități sau eu știu, nu știu, ca să... Dar a fost să răspunde asupra comunii, adică cu un miliard jumătate... Dar ce vreți să ziceți dumneavoastră, domnul inginer, că n-ați respectat, că a spus mai mult decât a zis proiectantul în materiale? Nu, nu, ce zice este că... Așa are ce ziceți dumneavoastră. Ce zice constructorul este că la un moment dat, când s-au văzut aceste diferențe, această diferență nu mai putea fi încadrată în valoarea finanțată. Iar s-au făcut discuții la Iași, la finanțator, și ne-au sfătuit la acea discuție care a avut loc după începerea lucrării, să rezolvăm această diferență la final. Deci n-au fost de acord să refacem suma de finanțare inițială, știți? Și a trebuit să ne încadrăm în valoarea aia. Acest proiect a fost cu finanțare 100%, da? De ce nu se face demersuri pentru, deci să-și asumi și miliardul ăsta jumătate din finanțare? A fost o sumă dată în care trebuia să-și încadra. Bune, dar au fost luate de acolo, de către cineva din Rom Constructor. Ce anume? Erau niște grizi mari, la 4-5 metri, nu știu ce erau acolo. Era o stigă mărișoară. Ele n-au fost deloc bune, dar cineva de la Rom Constructor, un șef sigur, le-a luat cu o mașină, le-a încărcat și le-a dus undeva. Putem, de exemplu, lemnul, ziceți lemnul de la... O parte au rămas, o parte din grijă au rămas. Au rămas. Da. Deci și noi am stabil. Putem să-i tăiem această lucrare, care este ce? Deci noi în proiect am pus că lemnul care se recuperează de la șarpanta veche se va folosi la lucrări în pod, totuși. Nu, în afară de, sigur că e neplăcut că apare situația asta de dat niște bani în plus, dar hai să ne gândim că totuși și constructorul a făcut un efort de a plăti din banii lui, până acum a susținut o parte de a cumpăra materiale, a plătit oameni, nu știu ce. Noi la rândul nostru, dumneavoastră la rândul dumneavoastră că v-ați implicat în treaba asta. Hai să vedem partea plină a paharului. S-a făcut un cămin cultural care, în afară din un spate să fie și serbarea de Moș Crăciun și să căsătorească acolo niște tineri, ceva bun care s-a făcut pentru comună. Dacă ne punem așa cu picioarele înainte, zic, nu știu, acum eu... Sigur că... Finanțatorul, da. Cei care finanțează lucrarea, pe baza căror... proiecte, căror studii finanțează această lucrare. Pe deci dumneavoastră ca și... Proiectul s-a respectat într-o proporție de 99%. Deci nu asta e problema. Problema e că au apărut Înțeles. Ideea este că puteți, dumneavoastră ca proiectant, constructor, să modificați, să vă duceți cu alte documente către dânsul, să le puneți și suma asta. Și așa până acum am făcut muncă patriotică, mulțumim frumos. În cele din urmă, dacă ne vom judeca, cine va câștiga totuși? Care este dreptatea? Noi, contractul este expirat al nostru, am făcut o factură și am returnat-o, că nu mi s-a plătit și am anulat-o, deci noi nu avem contract. Noi cu dumneavoastră. Dar constructorul? Există un contract, nu?
Adică e PSA. Adică toată lumea a făcut tot ce a putut. Termenul limită pentru finalizarea căminului, nu? S-a declinat acum și s-a declinat. S-a declinat până la 22 septembrie, nu? S-a declinat acum Ceruca și am tinge. Ce citi tot ce? Toate aceste întârzieri, din partea cui au venit? Din partea banilor care nu au fost alocați sau din partea constructorului că nu s-a lucrat? Pentru că știm că domnul... Din corelarea dintre... Din corelarea dintre două instituții. Adică executant și proiectare. Da, și mai rămâne la consiliul local să se ascultăm cum se cinzați. Da, proiectantul... N-am dat de acum vreo două ședințe, domnul Vadim a zis că la acolo se lucrează când vor, când nu vor. Că cineva i-a zis că a fost undeva la Bacău, la penitenciar, a avut o lucrare acolo și nu se lucra acolo. La aici. Da, de a fost o perioadă lungă în care era un singur pasnic. Deci, până la urmă, trebuiau să facă acoperișul, i-a dus la penitenciar. Și la cabin, nu s-a mai lucrat. Discutăm de termen. Noi ne-am încadrat, am făcut lucrarea și acum așa că e termen. Lucrarea e în termen. Eu m-am încadrat în termen. Dar care a fost termen? Păi 27 sau 22 iulie. Da, domnule, dar așa scrie acolo. Domnul vrea să vă spună, stați un pic, ce din până mâni ședința, dacă mai aveam o grava de proiect. Domnul vrea să spună că s-a obținut prelungirea de la APIR și se încadrează în termen, deci nu plătesc penalități, nu e discuție de bani aici. Nu. Termenul se... E și în favoarea noastră, că avem ce să facem și recerția și discuția de bani. De bani. Diferent. Atunci, întrebarea care e finală, la finalizarea totală. Da. Afirul, decontează toți banii ăștia către primăria Scorțeni? Da. Decontează toată ce a avut pe proiect, suma care a avut tot pe proiect. Și atunci, suma de cine suportă? Adică, astea sunt plătite. Alea sunt tot plătite cu actul act adițional. Și actul adițional, dacă dumneavoastră nu, asta e clar. Nu mi-asum, nu am cadrul legal, nu știu. Eu zic că trebuiau toate aceste chestii care au intervenit. Trebuie schimbat aia, trebuie băgat nu știu câți bani. Trebuiau toate scrise, făcute memorii spre câte primării sau ceva. Fiecare și la fiecare lucru. Așa se poate face, nu acum la final. Nu acum la final. Am spus că este făcută minută în fiecare joi. Deci sunt înregistrate și la primărie, și noi și cine le-a văzut. Cine le-a văzut? A venit acum vreo două luni de zile, țin minte domnul inginer și a solicitat, mi-a solicitat și mie, că a dus la legătura cu domnul proiectant, nu cu dumneavoastră. Și le-am răspuns. Pentru niște liste de cantități care nu corespund, am făcut și eu adresă. Și până la urmă, de o lună jumate s-a implicat doamna, de o lună până acum, deci o perioadă lungă până s-a implicat doamna pe proiect, ca proiectant, nu am avut proiectant și de-aia au fost decorelările. Stați puțin. Deci, că nu răspundea la telefon, eu vă poate confirma, acum nu a pus pe nimeni. De 5-6 ori pe săptămână, telefon. Sunam, nu mi se răspund la telefon. Domnul primar, îmi permite să răspund și eu la asta. Deci, într-o hotărâre am luat. Da. Prevăd că va fi un proces de durată în care se vor stabili de către legiuitor exact. Deci în contract, chiar dacă ar fi contract... Nu dăm un leu pentru că noi am avut un proiect care e finanțat de APIR. Asta e treaba. Cine nu respectă treia A va plăti, legiuitorul va stabili. Cine nu a respectat de la început când a luat lucrarea, n-a respectat să-și facă datoria de la începutul lucrării, când s-a virat banii, s-au dat banii, sau a început contractele, totul, ăla să răspundă. Ăla care a mers cu comisia acolo să vadă căminul respectiv. Să vadă toate materialele care sunt. O comisie de evaluare. Am înțeles. Hai să o ascultăm. Domnul constructor că au fugit pământul acolo. Dar domnul constructor când s-a dus acolo înainte de a lua banii, de a face contractele, a văzut stâlpul ăla de beton turnat că fuge acolo pământul? N-a văzut nimeni. Deci am înțeles, trecem mai departe. Da, gata. Trecem la celălalt. Da, am hotărât. Asta e, nu pare, nu? Deci proiectantul are în proiect pusă la început o listă la ce faze este obligat să vină pe șantier. De 4 ori care listă se găsește acolo, nu de câte ori se face comandament la primărie. Deci, am înțeles. Adică sunt niște lucruri care trebuie cunoscute, care sunt obligațiile unuia și altuia. Dar dacă a făcut studiul geo, zice că se fuge pământul. Nu l-am făcut noi.
Primăria l-a făcut, nu faci primăria. Adică l-a comandat. Nu vreau să plătească. Deci primării, când a început proiectul, e ca și când ai face o haină cu materialul clientului, da? Și clientul dumneavoastră ne-a spus la dispoziție o expertiză și un studiu geo. Eu nu trebuia să-l refac, dacă nu, nu? Iar acolo nu puteți pe urmă, acolo s-a făcut un zid de sprijin, cred că are 90 de centimetri ca înălțime, unde? Pentru a, în spatele căminului, partea către cimitir. Spre biserică, spre cimitir. Către cimitir, undeva. Și s-a făcut, s-a făcut în ideea de a minimizarea către cămin. Și a periclita modelul personal. Hai să trecem la cel mai proiect. Hai să trecem la proiectul ăla. Da, hai domnul mai departe. Deci. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituții publice. Prețul pentru proiectare variantă cantitate minimă de 0,5 metri cub, inițiator domnul primar. Să vă explic despre ce este vorba. Domnul primar, mai e treabă cu noi, dar mai sunt de acasă. Mulțumim frumos, la revedere. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Și vreau să vă explic în mare, că e mult de citit, nu-i problemă. La nivel de, de ADIS, ADIS-ul care gestionează o structură din care face și noi parte din AGA, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, are un contract cu RomPres. Așa, cantitatea minimă a unui agent economic de gunoi pe care putea să o declare era de o tonă. Și era cam greu sustenabil. Era 15-16 milioane pe an. Ca să influențeze, să impulsioneze agenții economici să facă contracte de salubritate cu, pentru recuperarea gunoiului, s-a înjumătățit cantitatea. Deci se va plăti, se poate declara minimul. Adică în favoarea agenților economici se mai putea 15-16 milioane, vor da 8. Dar contractul fac ei direct. Noi făcând parte din AGA, ca în această structură trebuie să-mi dăm girul pentru contractul cadru al acestui proiect. Și de asta vin cu rugămintea că în favoarea care au magazine, să plătească numai jumate. Da, o propoziție, haideți să discutăm. Da, haideți, păi pe punct acum. Eu cred că nu e corect, pentru că fiecare, deci atunci când se face un contract, se face între furnizor și beneficiar. Dar dumneavoastră, deci să trece prin contract, domnul. Prin primărie, așa am făcut 6 ani și suntem singura comună din județ care ne pune nici contract. Înțelegeți-mă despre ce-i vorba. Dumitare, nu ești obligat să faci contract. Dar în regulamentul, poate nea Ion Măspinescu sau poate Irin vrea să fac contract. Și de ce să-l impun eu lui Irin să dea 16 milioane, să dă să dea 8? No, e obligația lui. Dacă faci, domnul Hagimă, haideți că trebuie să înțelegem cu toții odată și pentru totdeauna. Dumneavoastră vă desfășurați activitate ca și persoană juridică pe teritoriul cui? Al comunii. Ei, de asta trebuie să trecut și prin noi fiind membri AGA la ADIS. Asta trebuie să înțelegeți. Orice lucru, deci, unde noi avem punctul de desfășurat pe perimetrul comunei Scoțeni, sigur că dacă se trece pe aici. Mai mult nu pot. Dacă știți prea bine, ați fost și data trecută, am fost primul care am zis, e sumă prea mare, da? Acum au venit ei la 0,5. Dacă spuneți că contractul trebuie făcut doar între mine, persoană juridică și RomPres, nu. Trebuie să treacă și prin noi, că dumneavoastră vă desfășurați activitatea pe teritoriul comunei Scoțeni. Dar, ca hotărârea contractului cadru. Dar contractul dumitale îl faci ca persoană juridică sau nu-l faci. E opțiunea dumitale. Dar e, poate că în comuna asta sunt 25 prezenți de agenți economici, 5 nu vor, 20 vor. Trebuie să-i ajutăm pentru ca să poată să plătească jumate. Să nu fie povara fiscală așa de mare pe societăți. Că aveți o societate, știți cam cât de greu o susțineți. Păi e foarte greu. Nu mă compar eu cu unul care are, nu știu. Da, eu nu știu. Ce? Aveam o întrebare. Da. Această măsură, da? Noi aprobăm contractul ăsta de minim de 0,5 0,5, da? Da. În acest contract este prevăzut și 0,25 metri cub. Da, dar uite, ultim la 0,25 și spune că la etajul 1. Nu, vorbim de contract în cantități minime de 0,25 metri cub de deșeuri reciclabile pentru fiecare punct de lucru. De ce nu au venit cu acest contract? Da. De ce nu
ne face 0,25, noi la primărie acceptăm minimul care e de acceptat și apoi cu fiecare în parte poți să pună și un metru cub. Se raportează, nu, se raportează, că doar aici e relația direct, tu care furnizezi cu noi și, tu, și el care îl ridică. Da, a fost și-am vorbit cu mai multe societăți. Să vă spun, la mine la primărie vine în aceea zi, până acum vine anterior cu o zi, se ridice cu containerul, face factură și trec. Un container de 180 litri sau de câte container. Atât trec, da? Da. Și sau o jumătate de container, depinde cât gunoi și îmi muncesc la lună, cât vine din câte ori vin pe lună, de 4 ori și îți iese cantitatea necesară, dar 0,25 metri cub pe punctul de lucru. Deci ca să te ajute că dacă ai 5-6 puncte de lucru în comună, nu dai jumătate de metru, că te omoră la bani. Așa 0,25, ca să fii sustenabil. Eu vreau să vă întreb și altceva. Aveți idei cam cât gunoi se ridică pe societăți? Am pe societăți nu. Am pe primărie, aveam deci raport la fondul de mediu, știu cât gunoi, cât... Deci, pornind din partea de la Ghimeș, da, până în Comănești sau până în Mâinești, depinde cum e zona respectivă, da, se face o jumătate de mașină, ceea ce înseamnă, la 100 și ceva de societăți, 7 metri cubi. Așa. Da? Da. Și noi nu putem impun. Eu cel puțin nu sunt de acord cu acest contract. Punteau pus, mă, nu-i impus. Da, bucat să-i mări. Ce vreau eu să vă spun? Eu atât coruncem cu un proiect care nu și-a riserv. Ascultați-mă ce vă spun. În tot județul, persoanele care, societățile care, societăți, primăriile care fac parte din ADIS, că nu toate comunile sau orașele din județ fac parte din ADIS, dar cele care fac parte au aprobat contractul cadru și o să ne punem lumea în cap. Pentru că persoanele care au societăți, când plătesc 16 milioane lei în loc de 8 milioane. Depinde de dumneavoastră cum votați. Eu am supus, sunteți legislativul, haideți să punem la vot. Da. Deci supunem la vot acest punct 5. Așa ne-am dat. Cine este pentru? Este prinsă la început de an, nu cumva e prinsă, în taxe... Nu avem noi treabă. Noi gândeam relația primăriei cu Romprestu este o relație... Deci nu este prinsă în taxe și impozite locale anul. Că mă gândeam că putea să intervină acum o dublă impunere și nu era... Nu, ce poate implice, să vă spun eu, ce poate să implice negativ la nivel de preț ca sumă de gunoi și pentru persoanele fizice, mă raportești la persoanele fizice, societățile care nu cheie contract cu Romprestu, unde duce gunoiul? Îl scoate pe mai multe variante și tot Romprestu ridică și crește prețul indirect în buzunarul omului de rând. Pentru că, virgulă, cantitatea care o duce la Bacău, la Nicolae Băcescu, la celula 2, nu este aceeași care este raportată la fondul de mediu. Este asta e. Și se răsfânge tot în buzunarul nostru. Noi de asta trebuie să gândim pozitiv. E, până la urmă, în favoarea și a omului și a societăților care avem pe teritoriul comunic. Că nu se raportează la alte societăți. Vă rog frumos, supuneți la vot. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Privind hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Scoțeni, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Scoțeni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară 29.09.2016, având în vedere raportul de specialitate numărul 3067 din 13.09.2016 al sectarului Comunei Scoțeni, în județul Bacău. Expunerea de motive numărul 368 din 13.09.2016 a primarului Comunei Scoțeni, județul Bacău, Antoniu Iulius Cătălin, sentința numărul 1165 din 14.06.2016 a judecătorii Măinești de validare a primarului Comunei Scoțeni, Antoniu Iulius Cătălin, hasele numărul 5 din 22.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Scoțeni, adresa numărul 6525 din 7.04.2014 a instituției prefectului județul Bacău, privind numărul maxim de posturi aferent cu UAT Comuna Scoțeni, în temeiul prevederilor articolul 36, aliniatul 2, litera și articolul 45, aliniatul 1 și 6, raportat la articolul 115, aliniatul 1, litera B din Legea Administrației Publice Locale, numărul 2015/2001, republicată și cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se aprobă organigrama și statul de funcție al aparatului specialitate al primarului Comunei Scoțeni, județul Bacău, conform anexelor 1 și 2, care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului hotărâri, se abrogă
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Scoție, numărul 24 din 25.05.2016. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului Comunei Scoție, județul Bacău, instituții prefectului și adus la cunoștință publică prin afișare conform legii. Aveți, dacă aveți documentația în față, aveți anexa, organigrama. Sau fac modificări. Modificările sunt primar, viceprimar și să modifice și organigrama. În ce să? Păi s-au schimbat primarul, s-a schimbat viceprimarul, ca nominal. Da, da, eu văd aici și nu mai e de actualitate, că am văzut că scris în dreptul primarului demnitar, oameni buni. Primarul și viceprimarul sunt aleși locali. Da. Deci acolo este o greșeală. Da. Vedeți că este o hotărâre a Curții de Apel de anul trecut. Care e chestiunea asta? Deci nu mai există noțiunea de demnitar. Primarul, viceprimarul, iar mă întorc la problemă secretar. Am încercat. Da. Probabil așa a fost machet, așa a fost machet. Deci alte chestiuni, deci nu e actualizată. Deci iar revenim... Aș face zona socială, așa cum o zicesc, așa... Până înspre aprobare, că e simplu. Dar cine este pentru? Deci numai atât ați avut asta? Da. Eu am acum pe loc o propunere de la punctul ăsta de organigramă să facem demersurile prin vot ca funcția de administrator public să poată fi încadrată cu avizele care trebuie, pentru că primarul, în toate proiectele care și le propune în mandatul ăsta, are nevoie de administrator public. Din punctul meu de vedere, să fie un jurist sau un economist cu experiență și care să ajute primarul în actul managerial în derularea proiectelor publice. Domnul Zafire, foarte de acord cu dumneavoastră, la următoarea ședință care nu o să facem chiar la spune că am niște proiecte băgat, cam pe la jumătate, veniți, faceți un proiect de hotărâre, îl supunem spre aprobare și modificăm organigrama. Pentru că, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, când supunem spre aprobare, vreau să supunem spre aprobare și alte funcții care se vor ocupa pe plan local, poliție locală, urbanism, să completăm aparatul specializat primarului, ca fiecare să știe ce aibă de făcut. Deci, vom lucra, cum spune legea, pe parcursul a 30 zile la un proiect. Da. În care venim cu niște modificări a organigramei care să vă ajute pe viitor. Da. Proiect. Foarte bine. Da. Deci, supunem spre cine este pentru? Deci, tot. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru de funcționare al Consiliului Local. Da? Domnul primar, cel puțin transmis astea. Regulamentele, nu? Le-ați primit regulamentele? Da. Ca să nu citesc toată, e vorba de legislații, dar să permit să vă... Vă rog, să discuți, da. Deci, nu știu dacă ați avut timp să-l citiți. Deci nu este nicio nenorocire. L-am primit de mult. Vă spun că l-am citit. Vi le pot spune, sunt multe chestiuni care nu mai sunt în corelanță cu legea 115 de anul trecut și nu fac observații la modul special, dar îl rog pe domnul secretar să pună mâna pe legea administrației publice locale, că sunt probleme de formă și de conținut și chiar de neconcordanță cu legea. Și vi le spun din minte. Modul, iar ne întoarcem la organizarea ședințelor și la pregătirea ședințelor. Modul de anunțare, pregătire a ședințelor în regulamentul Consiliului Local, care este vechi, da? Nu bate cu articolul 39 din legea 215. La alegerea viceprimarului din când mi-a adunat, nu mă mai uit acum, nu mai răspuns. Da? Am văzut că acolo iar este neconcordanță cu legea și mai sunt câteva, deci trebuie să le ia, da? Să-l actualizeze, pentru că nu mai corespunde modificărilor ulterioare. Este mai vechi. Supunem la vot. Deci, asta este rugămintea mea, îl supunem la vot, dar când, când va veni, să-l facă, la procedură. Pentru că sunt și îl mai citește vreodată cineva, sau chiar vreodată o să avem nevoie de el aici. Da. Și o să ne izbim că e vechi, antic și de demult. Da, poate corect. Cine este pentru? Cu modificările care le-a spus colegul doctor. Mergem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării sume de 9.000 de lei pentru achiziționarea în primăria unui Xerox nou. Despre ce este vorba? Xeroxul de la parter este singurul și este distrus. Am încercat să reparăm de atâtea ori
se defectează și mai mulți bani cheltuim pe reparat și nici ne funcționăm bine, nu putem să facem, avem atâtea proiecte de copiat, atâtea scanări, tot ce ne trebuie în serios nou. Și trebuie să aprobați dumneavoastră, noi am pus o sumă mai mare, poate că și mai ieftin, că nu e o sumă fixă, să vedem ce găsim, să fie și bun, adică să plieze pe necesitățile actuale. Asta vreau să vă întreb, de ce 9.000 de lei? Nu, am pus o sumă că nu poți să știi. Că să faci achiziția publică, poate fi 6.000, poate fi 5.000. La început de an, când ați făcut planul achizițiilor publice, ați trecut asta în plan? Nu, că nu. Bun, mi-ați răspuns corect. Atenție, doamna constabilă. Deci, cu modificările legii de achiziții publice din 2016, acest lucru apare pe aplicația electronică. Se s-ar putea cu cei 9.000 de lei care o să-i aprobăm, pentru că este pentru bună funcționare a aparatului primăriei, s-ar putea să luăm două sau să luăm și alte imprimante și alte chestiuni. Pentru că acolo vin ofertanții și ne... Avem persoane care se ocupă de achiziții publice. Deci, achiziția electronică ne aduce în situația în care putem să achiziționăm chiar și... Prețul cel mai mic. Asta e și opțiunea. Dacă, de exemplu, domnul primar a fost acum în metro sau în altă parte, un țăru de 9.000 de lei, păi mine mă duce cu gândul în altă parte. Dar e la mine te-a gândit așa. Nu. Noi am pus o sumă maxim, că dacă găsesc unul cu 9.000 și... adică am 9.000 și 10.000... Nu. Asta e în atenția dumneavoastră, e cu seama, deși clar. Poate că ați înșelat, poate la momentul respectiv să mă fac și un cadou, să mai dau și cadouri, am înțeles, la chestiile astea au avut niște firme. Adică bonusuri. Da, să mai dau laptopuri care le înregistrăm. Da, da. Cadouri, da, normal, sunt beneficii, deci care da, da, da. Folosesc personal. Tot în contabilitate. Tot, da. Știm, am aflat. Deci, cine este pentru? Împotrivă, nu. Deci chiar vreau să vă văd că nu luați numai un xerox de bani. Da, domnule, da, să știi. Poți și verificiori când. Luați mai multe, că vă trebuie aici. După ce se ia în fața consiliului local, după ce se ia în fața consiliului local, după ce se ia în fața consiliului local, și să prezentați cu ce subastrat xeroxul, ce bani au rămas, că dacă nu, noi ca și unitate o să mai avem de făcut refinitări bugetare de vreo două ori. Și avem nevoie de leuți cu leuți pus pe cămăruță. Deci mergem la ultimul punct, proiectul privind aprobarea prelungirii valorii de investiție a proiectului cu titlul reabilitare și modernizare cămin cultural, proiect finanțat prin FEADR, măsura 41322, măsura de BNDR, renovare, dezvoltare a satului, îmbunătățirea țării. E vorba de... Asta cu scrisoarea de care... De prelungirea care a făcut-o așa cu două luni. Știți despre ce vorba? Știți despre ce vorba? Că am aprobat așa cu două luni prelungirea și acum ca să mai în volul să am timp să fac recepția la... Da, cine este pentru? Da, la urmă, dar mai am și așa care l-am suplimentat să-l dăm. Și acum pe aici asta cu 1.000 de lei, da? Da, gata. S-a epuizat. Da. Domnul președinte, permisiunea dumneavoastră. Vă rog, vă rog. Da. Noi vă mulțumim. Numai o secundă, ne retragem că avem ședință la Dărmănești. Da. Promitem că altă dată o să stăm mai mult. Deocamdată nu sunt obligații financiare. Noi ne creăm programul cum dorim. Da. Vă mulțumim foarte mult. Și noi vă mulțumim, domnul președinte. Să vă dea domnul sănătate. Doamne, doamne, doamne.